Vreau să discutăm astăzi despre un topic foarte, foarte tabu la noi în România și am primit și o întrebare în comentarii, care sună în felul următor. Un clip în care să vorbești despre anturaje bune și proaste, care sunt oamenii la care ai renunțat și care sunt oamenii pe care i-ai vrut în viața ta să te ajute să devii mai bun. Nu vreau să învăț din propriile greșeli și să pierd timp. Bun, asta. Deja am refuzat să merg la câteva majorate pentru că știu ce am de făcut. Aș aprecia părerea cuiva care a trecut deja prin asta. Ești tânăr. Părerea mea este că gândești potrivit și hai să dezbatem un pic pe topicul ăsta, pentru că este un topic foarte, foarte tabu. Când am început primul business în 2016, majoritatea prietenilor din copilărie au venit să mă susțină și să consume cafea. Veneau să mă viziteze și să consume chestii la mine, ceea ce e foarte, foarte mișto. După asta, ușor, ușor, prietenii ăștia vechi ai mei au început să nu mai vină și pur și simplu să se întoarcă înapoi în anturajele lor, să vorbească despre aceleași chestii, în timp ce eu vreau să discut despre afaceri, bani, chestii, cum să schimbăm ceva, cum să facem mai multe locații, cum să-mi ridic nivelul de trai, dar cum să muncesc și mai puțin după aceea ca să găsesc angajați. Ei, și toate chestiile astea m-au făcut nu neapărat să renunț la prieteni, pentru că am vrut eu chestia asta. S-a întâmplat foarte, foarte natural. După aceea, pe măsură ce dezvoltam afacerea, de la o locație am sărit la 3, după aia la 7, după aia la 8, după aia la 12 și după aia a venit pandemia. Ei, în tot timpul ăsta, n-aveam cum să mai pierd timpul pe chestii pe care le făceau prietenii mei. Nici măcar la fotbal nu m-am mai dus. Și o să auz multe păreri online. Bă, renunță la prietenii tăi ratați pentru că X și Y motive. Pentru că și tu o să rămâi din cauza asta tot un ratat. Nu sunt de acord cu asta. Se va întâmpla natural, nu trebuie să îți impui tu să faci chestia asta. Dar faptul că ai renunțat, de exemplu, la majorate sau ai renunțat să mergi la toate nunțile unde erai invitat, este o chestie naturală pentru că, încă o dată, știi ce ai de făcut. Ăsta este, de fapt, mesajul de azi. Trebuie să cauți un domeniu de activitate sau o muncă propriu-zisă care să-ți dea claritate, adică să te facă să știi ce ai de făcut în continuare. Și, bineînțeles, munca asta, chestia asta pe care ai descoperit-o pentru tine, este o chestie pentru tine. Nu renunți la chestii pentru tine ca să devii de succes. Nu, nu, asta este o chestie pentru tine, dezvolți ceva în viitor. Deci va fi o chestie foarte naturală să renunți la prietenii tăi. E, mai departe, pe cine cauți? Cu cine trebuie să te anturezi? Părerea mea este că în căutarea ta, deci după ce ai descoperit ce ai de făcut, în căutarea ta de oameni noi cu care să te anturezi să discuți lucruri mult mai productive, lucruri care îți plac acum, lucruri noi care îți plac. Pentru că anterior îți plăcea să stai la scara blocului, să bei bere sau să mergi la poker cu băieții, să cheltuiești toți banii pe care i-ai făcut la muncă. E, acum ai ceva care este al tău, îți place și știi cum să mergi mai departe către el. E, în timpul ăsta, părerea mea, nu ar trebui să cauți neapărat anturaje. Caută să devii extrem de eficient la ceea ce faci. Și hai să dăm și un exemplu. O să zic din experiența mea personală. Dar stai o secundă, că trebuie să verific ceva, pentru că am avut zi de picioare, nașpa, și mi-am dat să mă doară. Și o să am o zi de relaxare pentru picioarele mele, nașpa, de la sală. O relaxare completă și imediat revenim la topic. Ia să vedem. A, e bun. E cald, e călduț. Deci da, să revenim la experiența mea. După ce am trecut în faza asta, adică o fază următoare, după ce mi-am descoperit ce vreau să fac, și anume cafele, frate, și Horeca. Am văzut că există o grămadă de probleme în domeniul ăsta, pe care, dacă le rezolvam, mă ajutau să scalez la mai multe locații, că ăsta era planul meu. E, n-am stat să mă prietenesc cu oameni, hai să fac networking. Că o să auzi chestia asta de la oameni pe internet care zic, bă, uite cum s-a ajuns de succes, înconjoară-te de 5 prieteni care sunt mai șmecheri ca tine. Prietene, ăia dacă sunt mai șmecheri ca tine, nu o să te bagi în seamă, o să te scuipe. Ba chiar poate să fut și o mamă de bătaie. Deci nu ai ce să cauți acolo, va trebui tu singur cu tine să stai să-ți bați capul în fiecare zi, să vezi cum faci din ceea ce ai găsit și îți place o afacere sau un mod mai bun de a trăi. Că poate vrei să fii freelancer și nu vrei să stai să dezvolți o afacere. Deci dacă în momentul ăsta ești tânăr și vrei să dezvolți ceva în online, poate vrei să faci graphic design sau web design sau app design sau orice fel de skill de ăsta care se poate translata în mediul online, exact asta trebuie să faci. Primul pas, ai descoperit ce îți place. Pasul numărul 2, izolează-te. Rămâi singur, evită zgomotul, lasă anturajele și pe cele proaste și pe cele bune, stai tu singur cu tine și vezi exact cum ajungi foarte, foarte bun pe domeniul ăsta pe care l-ai ales. În timp ce o să devii foarte, foarte bun, anturajul pozitiv se va strânge automat, deci va fi o chestie încă o dată naturală, așa cum a fost și prima. În momentul în care ți-ai găsit chestiile bune de făcut în viața ta, chestiile rele s-au dat automat la o parte. Anturajul negativ cu care pierdeai vremea, că poate prietenii ai tăi nu sunt persoane rele. Eu n-am considerat pe niciun prieten de-al meu că e o persoană rea sau că mă influențează negativ. Nu, ne influențam unii pe alții negativ, stând în aceeași gloată, în aceeași mocirlă, în aceeași mlaștină și vorbind aceleași chestii care nu fac nimănui bine. Am plecat de acolo, natural, am îndepărtat chestiile negative și anturajul negativ. Păcănele, băute, de exemplu în facultate nu știam altceva decât băute. La 7 dimineața mă trezeam cu băieții mei și beam țuică. La 7 dimineața. Și uneori mergeam așa și la examen. Da, alte ori ne și drogam. E, după ce am terminat facultatea, ghișce și am plecat la muncă, nici nu mai simțeam nevoia de anturaj de genul ăsta. De ce? Pentru că tot anturajul era înapoi în campus universitar, acolo unde am stat. Deci automat s-a dat la o parte natural tot ce înseamnă negativ din viața mea. Am descoperit ce îmi place, pe atunci îmi plăcea chestia asta cu petrol și gaze, dar ghișce, încă o chestie naturală în viață, este să te sucești de la ce îți place, într-un punct al vieții. Dacă ai 20 de ani și îți place ceva acum, ghișce, la 30 de ani o să-ți placă altceva. Și gata, este o chestie foarte naturală, da? Suntem în ea acum. Am început să lucrăm în ea. Am început să lucrăm la web design-ul ăla, să facem site-uri minunate.
dăm copy-paste unul la unul cu Starbucks. Ăsta este un skill foarte, foarte bun. E, după ce ai început să ai un client, poate încă unul cu care ai lucrat și le-ai adus rezultate foarte bune, le-ai făcut niște site-uri super mișto, ghiși ce, anturajul ăla pozitiv vine automat după tine, te va căuta, nu o să poți să dormi noaptea de el. La fel făceam și în cafenea, mă concentram să dau o cafea excelentă, dacă cumva am numeșea espresso-ul ăla, îl aruncam și ziceam, lasă-mă un pic, că-ți fac altul, că nu-mi place cum aici ăsta. Voiam ca clientul ăla să plece de acolo mult mai mulțumit și așteptările să-i fie depășite, ca să știu că data viitoare se va întoarce și cu tovarășul cel mai bun sau cu iubita. Este la fel în orice afacere, chiar dacă ești freelancer. Faci site-uri, ai nevoie să faci site-uri foarte bune. Ascultă ce zice clientul. Ascultă-i toate problemele și livrează-i rezultatul final când este finalizat. Nu neapărat după un contract stas, gen, bă, muncesc o lună la asta și după ce am terminat luna asta, ți l-am predat, la revedere. Îți place, nu-ți place, nu mă interesează. Nu, repet, ai descoperit ce-ți place, fă chestia asta la cel mai înalt nivel. Prelungești contractul dacă e nevoie. Stai după omul ăla până îi dai exact ce vrea, oricât de dificil ar părea. Și apoi îi ceri feedback. Ai nevoie de un singur client fericit. După aia vine automat și al doilea, vine și al treilea și uite așa se formează anturajul bun. Ăștia te vor recomanda mai departe. Se vor spune numai lucruri bune în mediul ăsta unde lucrezi acum despre tine. Deci inclusiv chestia asta vine natural. Tot ce ți-am explicat astăzi aici vine natural. Nu trebuie să împingi tu anturajul negativ. Nu trebuie să-i suni pe prietenii tăi și să le spui, bă, ce proști sunteți, bă, lasă că eu vă arăt eu vouă. Eu o să mă dezvolt. Nu, trebuie să o lași să curgă natural. Descoperă ce-ți place, anturajul negativ se va duce automat și va sta deoparte. Apoi făcând ce-ți place în continuu la cel mai înalt nivel, faci asta 12-15 ore pe zi, nu contează. Trebuie să e singurul tău scop în viață. De ce? Pentru că nimeni nu vrea să o facă. Și apoi, în mod natural, va veni și anturajul pozitiv după tine. Cash flow-ul tău personal o să crească, o să ieși automat în locuri mai bune și o să devii unul din cei 5 milionari sau cum se mai zice, oameni de succes dintr-un grup. Așa se găsesc oamenii ăștia. Nu există 5 oameni de succes, îl iau pe unul de pe stradă, hai mă să fii tu de succes cu noi. Nu există chestia asta. Este o minciună spusă de cei care îți vând cursuri și atât. Nu, trebuie să treci natural ca orice om de succes. Ia-o de la zero, descoperă ce-ți place, automat anturajul negativ va fi împins deoparte, fă ce-ți place timp de un an, doi, trei, patru, câte nevoie, în fiecare zi. Nu există weekenduri, nu există vacanțe. Și apoi, automat, anturajul pozitiv va veni după tine ca un magnet. Ăsta este sfatul meu pentru orice om, nu neapărat de 20 de ani, orice om care începe acum, pentru că eu am început la 30 de ani business. Abia atunci am descoperit ce îmi place și mă oftic. Am pierdut aproape 10 ani de zile. De ce? Pentru că m-am luat după anturaje. Sau m-am luat după alții care regurgitau aceleași chestii pe internet. 3 pași ca să devii de succes. Sună-i pe prietenii tăi și înjură-i până la moarte. Îmbracă-te frumos și automat vei fi de succes. Înconjoară-te de 5. Nu! Bullshit, bullshit. Trebuie să muncești. Doar că munca pe care o faci trebuie să-ți placă cu adevărat. Pentru că dacă îți place cu adevărat, nu o să o consideri muncă. O să vezi termenul de weekend o să dispară pentru tine. Asta trebuie să faci. Asta înseamnă cu adevărat să fii liber. Și ăsta va fi doar începutul drumului. Nu contează încă o dată că ai 20 de ani sau 30 de ani sau chiar 40 de ani. Trebuie să iei pași ăștia. Trebuie să începi cu ei. Și automat, în mod natural, vor veni toate lucrurile pozitive către tine, fără ca tu să le forțezi să vină. Cam atât am avut pe azi. Eu am fost Cristian Chifoi, dacă nu știi cine sunt, îmi pare foarte rău. Ai trăit sub o piatră. Și aici mai discutăm topicul de astea tabu, care țin de reușita în viață, dar nu uita, reușita în viață vine cu muncă. Sacrificii, chestii pe care oamenii în general nu vor să le facă. Deci dă un subscribe pe canalul ăsta și lasă-mi un comentariu. Zi-mi dacă ai o întrebare, dacă poți să te ajut cu ceva. Dacă vrei să vezi partea de investiții, du-te pe canalul meu principal, Cristian Chifoi Simplu, și noi o să ne vedem în vlogul următor. Ciao.